Ia să vedem, mă, cum dansez de la spate. Unde vrei să danseze din spate? Ia, mă, ia, dă-i. Hai că ți-am instalat o aplicație pe telefon să-ți numere pașii. Hai, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dorele, unde ești, bă? L-am deblocat. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Alo, plăcintă? Monstruică? Monstruică cu fețica mică? Fețica, fața lui e mică. Ori face pipi pe el, nu vrea... Ce faci mai acolo la pomul ăla? Bine, ați venit la motanelul și puiuletele. Și acum să vedem un monstru cum dansează sau ce face la acolo, sunt sigur. Ori face pipi pe el, nu vrea... Ce faci mai acolo la pomul ăla? Că te miști cam mult, țopă-i pe un picior pe altul, faci pe tine. Hai, dă-i drumul că nu mă uit, hai. Gata? Tot așa... Lumina, lumina! Wow. Nu mai avem lumină. Cum îl vedem noi pe ăsta cum dansează? Hai să facem altfel, încărcăm și mergem mai repede ca să nu se termine lampa. Hai să vedem și noi din spate pe ăsta. Ia să vedem, mă, cum dansez de la spate. Unde vrea să danseze din spate? L-am deblocat. Ce-am făcut? Nu asta voiam să fac. Și mi s-a stins și lumina. Sunt mort. Unde e, mă, monstru? Cred că e acolo undeva în spate, nu se mai vede. Stai acolo. Ia stai așa. Deci închidem aici ușa. Acum că sunt în siguranță, salvăm. Și acum să ne uităm ce-i acolo. Păi, mă, acolo sau? Din păcate nu mai am lumină ca să mă uit după el să-l caut. Ce-a făcut? M-a pierdut sau s-a agățat în alt copac și dansează iar? Monstruică! Monstruzica cu fețica mică. Fețica, fața lui e mică. Cu gurița mică. Monstruzica cu gurița mică. Te mă s-a agățat ca prostul în alt copac. Ce faci, dragă? Faci jogging? Hai, să vedem câți pași faci pe ziua de azi. Hai că ți-am instalat o aplicație pe telefon să-ți numere pașii. Hai, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Am leșinat între timp. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ok. Hai să continuăm totuși jocul. M-am distrat destul cu ăla pe acolo. Deci a rămas afară ca bou. Face jogging acolo. Așa pot frumos pe acolo sport. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Și acum noi să continuăm pe aici. E să salvez că dacă s-a făcut liniște... Mai bine să salvez acum, jocul nu se știe niciodată. Poate că dacă încarc tot din punctul ăla unde încă mai era gălăgie, nu o să se mai facă liniștea, nu se știe ce eroare poate să aibă jocul. Am și o întrebare. Ce caut aici? Ce am venit aici și nu e nimic aici. Am încercat să mă culc, m-am gândit că poate trebuie să ajung la patul ăsta și să mă culc. Am ajuns la masă. Că pot să mișc masa, dar... Care este ideea, bă? Opa, au rămas pâile în aer. Asta o fi o eroare sau e ceva pe aici magic? Bă, nu văd nimic aici. Hai să ieșim înapoi. Hai să luăm un scaun. Alo, plăcintă! Stai așa că vine acum cu un scaun. Bă, Dorele, că ți-aduc un scaun să stai pe el. Nu mai faci atâta sport, ia. M-am lovit de un copac. Deci dacă e întuneric, nu se vede pe unde mergi. Monstrulica cu corița mică. Ți-am adus un scaunel. Hai să stai aici jos, nu te mai chinui, da? Unde e, mă, fraierul ăla? Încet, încet ajung înapoi de unde am plecat. Bă, dar nu văd nimic, bă, nene, bă. Și nu mai am nici lampă. Dorele, unde ești, bă? Te lăsase să faci sport. Unde te-ai cărat? Uite și pe fraierul ăsta. Pe bine, bă, fraiere, cum ne-a fost, bă, înțelegerea? Ia, stai așa cu picioarele în sus, ia să te arunc eu pe casă pe tine. Ia, acolo să stai. Așa, mă, pe tu pe mine, mă? Nu cred că modul ăsta s-a terminat, dar nu s-a terminat. Adică s-a terminat că nu mai e nimic de jucat, dar n-a știut să încheie. Opa, m-am blocat în casă, asta e eroare. N-a știut să încheie cumva jocul, adică să-ți apară finalul.
Diendo sau ceva. Pentru că mai mult de atât nu era. M-am dus până la casa aia în spate acolo. Probabil că acolo trebuia să se încheie singur jocul, dar nu știu de ce nu s-a încheiat. Vreo eroare ceva. Mă mai duc un pic înapoi, doar de curiozitate, să văd dacă mai e fraierul ăla aici. Mai știți că lăsasem pe la cin perete înfipt? Bă, ce s-aude, bă, băiatule? Bă, s-aude ceva rostogolindu-se. Apropo, eu nici n-am apucat să mă uit aici. Pentru că m-au atacat toți fraierii. N-am văzut și ce-i pe-n birou ăsta, ce-i pe-n camera asta pe aici. Uite, era o chestie de spart aici. Ia mă, ia-dă-i! Auzi, bă, măstru idiot, ce-ți fac în casă aici? Să văd dacă ai tupeu să vii să mă ataci. Să mă aud, mă, butoaiele alea sau... Mi s-a părut că s-auzeau niște butoaie mai devreme. Ia uzi! Hai să mergem să ne uităm ce-i cu butoaiele alea. Mai știi, poate asta e ideea jocului, să te duci până la capătul ăla și apoi să te întorci la început. Așa că hai să mergem la început. Păi și pe undeva s-audeau butoaiele. Ce fac, se mișcă singure? What the... Bă, s-aude, bă, ceva pe aici. A, uite și chestiile care fac zgomot. A, bă, nu, ăștia sunt șoricii și fac altfel. Nu este cârâitul ăla. În sfârșit. Se pare că asta a fost modul. Pentru că altceva nu mai e. Ok, să încheiem atunci cu această frumoasă imagine cu butoaie? Cu must? Sper că... sau ceva bun. Suc? Ceva acidulat? Deci nu știu dacă în butoie de asta se poate pune ceva acidulat, că nu ține, a? Butoiul face poc? Bababum? Sau... în sfârșit. Cam asta a fost modul, cred că... Dacă mai descoperă și altceva în afară de căsuța aia de la sfârșit, o să mai continui. Dar eu cred că asta a fost. N-aș știu să se încheie el singur. Mai sunt moduri de-astea. Ajungi la final, dar nu știi să zic că ai terminat jocul. Pur și simplu stai așa ca bou. În sfârșit. Dar a fost mișto modul. Adică m-a speriat de 1000 de ori la, din punctul ăsta de vedere. A fost bine făcut. Adică a fost acțiune. Am avut ce să fac aici, în sfârșit. Mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem cu alte moduri și jocuri. Și sper să mai veniți să vă uitați. Adică... vi te uiți, ok? Mersi, bye bye! Te-ai uitat până la sfârșit, înseamnă că ți-a plăcut, nu? În cazul ăsta, dă și tu, te rog, un like și mai arată-le prietenilor tăi sau familiei sau cunoscuților clipurile noastre. În cazul în care vrei să te abonezi, vezi că e un bolin aici și un playlist super aici cu tot felul de clipuri frumoase, iar aici un clip recomandat. Mersi!